Lumea fotbalului se află în doliu în urma veștii devastatoare despre moartea atacantului mexican Diego El Puma Chavez, în vârstă de doar 28 de ani. Tragedia a avut loc în urma unui accident rutier, conform anunțului oficial făcut de actualul său club, Juarez FC. Originar din Veracruz, Diego Chavez și-a desfășurat cariera predominant în cadrul campionatului mexican, dar a lăsat o amprentă și în fotbalul european, evoluând în perioada 2020-2021 la echipa spaniolă Salamanca. În februarie 2023, el a semnat cu Juarez FC, adăugându-se la palmaresul său diverse experiențe la cluburi precum Carlos Amaunci din Trujillo, Peru. Știrea tragică a decesului lui Diego Chavez a declanșat o undă de șoc în lumea fotbalului. Cu numeroase cluburi mexicane de top, printre care America, Guadalajara, Paaca și Tigres, exprimându-și sincerele condoleanțe. Necaxa, Veracruz și Toluca, echipe la care atacantul a lăsat amintiri frumoase, au adăugat și ele mesaje de tristețe și regret în urma acestei pierderi neașteptate. Sincere condoleanțe familiei.